Salut și bine v-am găsit la un nou episod din seria de tutoriale despre Python. În acest episod o să ne îndreptăm atenția spre tipul boolean. În programare, deseori expresia este evaluată ca fiind adevărată sau falsă. Așa că să luăm exemplu unei expresii matematice, de exemplu 7 mai mare ca 6 este o expresie adevărată, care este s-ar traduce în boolean ca fiind true. Dar 6 mai mare ca 7 este fals. În Python, orice expresie poate fi evaluată, iar rezultatul este true sau fals. Când comparați două valori, expresia este evaluată. Astfel zis, mai simplu, tipul boolean pur și simplu se referă la faptul că expresia e true sau false. În uh, Python pot fi evaluate și valori. Uh, deci evaluarea unui tip boolean se face așa. Deci afișăm bool, adică true sau false, dacă 7 e mai mare decât 6. Este true. Dar pot fi evaluate și valori, să zicem bool de 7. Asta este destul de interesant. Este true. Ca o regulă generală, cam tot ce nu este 0 sau 0 este adevărat. Astfel, 1 este tru, 2 este tru, 3 este tru, tot așa. Și chiar și numerele negative sunt true. Deci nu se referă la dacă este pozitiv sau nu. Dar, de exemplu, șirul vid este fals. Asta este de reținut. 0 este fals, normal. Lista vidă este falsă. Dar dacă Inserăm un element în listă, lista care conține pe unul, este true. Cam atât pentru episodul acesta. Țineți minte aceste aspecte când o să folosiți expresiile în if-uri sau în while-uri sau în for-uri și tot o să fie ok. Ne revedem în episodul următor. Ciao.